Rusia folosește o combinație de muniții îmbunătățite, convenționale, proiectile cu fracționare, muniții antitank și focoase termobarice, care au consecințe catastrofale atunci când sunt utilizate în lovituri planificate comasate. Tancul rămâne decisiv în lupta modernă, dacă este echipat pentru a înfrunta rachetele antitank. Rusia a dezvoltat de asemenea sisteme modulare active compatibile pe toate tancurile T-80, T-72S și T-64S. Vehiculele ușoare de luptă ale infanteriei, care acordă prioritate mobilității și puterii de foc, sunt vulnerabile la armele de calibru mediu, de 30 de mm. Tunuri automate, montate pe vehicule blindate ușoare, muniție cu fragmentare de artilerie și focoasele termobarice. Atunci când sunt lovite, vehiculele au tendința de a suferi daune catastrofale, uciderea sau vătămarea gravă a persoanelor de la bord. Capacitatea de supraviețuire a infanteriei americane pe câmpul de luptă modernă pune probleme serioase împotriva forțelor rusești mecanizate și puterea de foc a sistemelor de rachete tactice. În luna august 2014, o brigadă de asalt ucrainiană a efectuat cel mai mare și cel mai lung raid mecanizat în spatele liniilor inamice, pentru a elibera garnizoane ucrainene izolate, a perturba avansul coloanelor rusești și capturarea de arme și artilerie grea rusească. Din moment ce batalioanele de manevră operează pe fronturi, în mod normal acoperite de o brigadă de până la 40 de kilometri înălțime, Rusia folosește grupuri tactice tip batalion, compuse dintr-o singură companie de tancuri, 3 companii de infanterie mecanizată, o companie antitank, 2 până la 3 companii de artilerie autopropulsată și lansatoare de rachete și 2 companii de apărare antiaeriană. Aceste unități întrunite oferă batalionului eficacitate, manevrabilitate și protecție pentru a opera în mediul dispersat și descentralizat. Elicopterele ucrainiene au fost forțate să zboare la altitudini cuprinse între 3 și 5 metri deasupra solului pentru a evita rachetele sol-aer ale sistemelor autopropulsate. Dar echipele tip ambuscadă, dotate cu 2 până la 5 rachete antiaeriene portabile, integrate în rețea, le-au doborât. Ucraina nu a avut nicio apărare în fața acestor sisteme. Pentru a avea o putere aeriană sporită, Statele Unite trebuie să fie eficiente împotriva rețelelor de apărare aeriană rusești din alte părți ale lumii. Infrastructura de bază trebuie să fie formată printr-o combinație de dispersie, întărire și de apărare. De asemenea, este nevoie de un sistem integrat de apărare aeriană care combină supravegherea cu o rază lungă de acțiune și apărare eficientă cu rachetele sol-aer. Obținerea unor rezultate semnificative împotriva țintelor terestre reprezintă o consolidare pe scară largă cu aeronave CAS, susținute de avioane de supremație și aeronave pentru contramăsuri electronice, precum și o integrare strânsă cu artileria cu o rază lungă de acțiune, capabilă de a reprima apărarea antiaeriană dinamică din zonă. În situații de luptă similare, când până la 30% dintr-o unitate este ucisă sau în incapacitate de luptă, de comandă și de control, aceasta este practic scoasă din luptă, iar unitatea nu este în măsură să-și trateze proprii săi răniți și mult mai puțin să continue misiunea.
Rusia amenință stabilitatea regională cu conceptele sale de luptă de nouă generație, iar forțele militare americane sunt sub presiunile reducerilor bugetare. Problema este dacă armata americană poate învăța din aceste lecții și de a se face relevantă și viabilă pentru viitor. Probabil că la analiza situației din Ucraina se adaugă acum și experiența câștigată prin intervenția Rusiei din Siria, unde, pe lângă forțele terestre, aceasta folosește și forțele aeriene și navale. Început părea o simplă teorie, în realitate asistăm la o dezvoltare complexă a strategiei, tacticii și tehnologiei, cu rezultate evidente în teatrele de război din Ucraina și Siria. Este foarte clar că se va produce pe baza acestor analize o regândire a capabilităților militare în toate statele puternice. Se pare că vom avea și noi un mic rol de interpretat în această mare scenă, dar totul va depinde de cum ne vom pregăti și dota pe viitor.